Am să recitesc din acest psalm câteva versete, versetul 3, versetul 4, unde spune David în felul următor: să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Nu știu dacă ați înțelege exact întrebarea aceasta, dar vreau să vă pun. Și sigur este o întrebare destul de complexă la care nu răspunzi doar cu un singur răspuns. Întrebarea este pe noi, pe mine, pe dumneatale. Te iubește Dumnezeu? Și răspunsul, cum am spus, este destul de complex. Sigur că ne iubește Dumnezeu, că doar ne-a mântuit. Sigur că ne iubește Dumnezeu, pentru că vedem lucrul acesta și mărturisim în faptul că El ne poartă de grijă, că se îndură de noi, că El este binevoitor față de noi, suntem copiii Lui și Dumnezeu ne iubește, așa-i? Dar un tată are mai mulți copii, unul este ascultător și unul nu, sau doi ascultători și unul nu, sau trei ascultători și unul nu. Întrebarea mea: îi iubește tata pe toți, 4, 3, 2, cât sunt? Sigur că da. Aici există o afirmație pe care o face David aici despre Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, unde spune: să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Știți în ce context spune aici David lucrul acesta? În contextul în care spune: fii oamenilor, până când va fi bajocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Și noi spunem, vorbea David celor din afara poporului evreu. Nu? Pentru că el spune aici: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Întrebarea pe care în această seară ne-o pune Dumnezeu în primul rând, chiar în această seară, aici, acum: oare îl facem noi pe Dumnezeu ca să ne iubească cu adevărat? Adică pentru ceea ce suntem noi, nu pentru statutul pe care îl avem, pentru ceea ce suntem noi. Pentru că există această avertizare: cutremurați-vă, nu păcătuiți. Este un lucru important pentru noi să înțelegem. Nu avem dreptul să păcătuim. Și în vremea aceasta în care noi vorbim așa de mult despre lucrurile acestea care țin de viața noastră, din păcate, dragii mei, prea ușor, prea ușor lăsăm ca acest deziderat, acest lucru important pentru noi să stea împreună, să rămână așa foarte, foarte simplu în viața noastră. În timpul de slujire pe care Dumnezeu mi l-a dat până aici, care vreau să o spun că este foarte lung, și nu o spun pentru alții, dar în relația pe care am avut-o în biserică, mi-am dat seama că unii oameni sunt atât de simpli, văd lucrurile atât de simplu când este vorba de viața lor. Și mi-am adus aminte și vreau să mă întorc la ceea ce înseamnă Noul Testament și la noi ca și biserică. Vreau să vă citesc câteva versete pe care le spune Apostolul Pavel în Cartea Romanilor despre cum ar trebui să înțelegem noi viața noastră de credință. Nu cum am înțeles-o noi, nu cum am vrut noi să o înțelegem, ci cum ar trebui să fie ea. Dați-mi voie să citesc din Roman, capitolul 6, câteva versete, de la versetul 11, unde spune el așa de puternic și de important: tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sunteți sub har. Întrebarea pe care ne-o punem cei mai mulți și cei care parcă simt că nu se mai pot ridica de la nivelul în care au căzut, cum se face că n-am reușit să împlinesc acest deziderat? Cum se face că viața mea nu crește? Cum se face că am ascultat așa de multe predici și n-am reușit să pun în viața mea acest lucru care este important până la urmă? A trăi o viață care să-L cinstească pe Dumnezeu. Nu înseamnă o viață desăvârșită, pentru că nu există cuvântul acesta desăvârșit în viața noastră. Noi știm cine a fost desăvârșit, Domnul Iisus Hristos. Dar spune la un moment dat Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3, vorbind despre slujitori, că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții păstori. De ce? Pentru desăvârșirea noastră. Pentru că Dumnezeu vrea, spune acolo, să ajungem toți la unirea credinței noastre, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Întrebarea este dacă a spus Pavel aceste lucruri acolo, oare ele sunt pur și simplu imposibile pentru noi? Nu. Dar probabil că n-am înțeles un lucru foarte important despre care vreau să vorbesc în această seară. Am avut experiențe săptămânile trecute care într-un fel m-au marcat, care m-au întristat, care m-a făcut să mă gândesc la un mesaj care nu ține neapărat de cineva de aici, din biserică. Ține de mine personal, pentru că eu întotdeauna îmi predic mie. Dar poate că vă va fi de folos și dumneavoastră. Pentru că există un secret pe care cei mai mulți nu l-au înțeles și nu l-au aplicat. Cum putem noi să trăim o viață care să fie o cinste la adresa lui Dumnezeu? Ne întoarcem la acest cuvânt pe care spune Apostolul Pavel aici, versetul 2. Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Este întrebarea pe care fiecare dintre noi trebuie să ne-o punem. Cum putem noi să acceptăm în viața noastră lucrurile care n-ar trebui să le acceptăm? Cum putem noi să fim atât de simpli? Pentru că Pavel în acest pasaj, nu am citit tot capitolul, dar în acest pasaj, în mod special, vorbește despre incompatibilitatea păcatului cu ceea ce înseamnă credința noastră și statutul nostru de credincioși. Nu există incompatibilitate. Adică nu există ca în viața unui credincios să existe și păcat. Este incompatibilă statura noastră, statutul nostru și ceea ce Dumnezeu ne vrea cu a trăi în păcat. Și oamenii atunci trebuie să întreabă cum se face că noi totuși acceptăm atât de ușor. Știți când, ce se întâmplă când oamenii acceptă ușor păcatul? Se întâmplă ca pe vremea Evului Mediu, în care biserica catolică adăuga din indulgențele. Pentru că oamenii spuneau, ne pare rău, nu putem să facem nimic. Și a spus, știi ce să fac? Du-te, plătește la biserică și să se iartă păcatele și apoi vezi ce faci mâine. Și așa a ajuns biserica catolică bogată. Știi ce se întâmplă astăzi în biserică cu cei care trăiesc ușor și se joacă cu păcatul? A fost marea mea surpriză la un moment dat să mă întrebe cineva, ok, dar dacă îi dau la nevastă o palmă, ce pedeapsă primesc? Și am zis, dar până la urmă noi trăim doar așa, să vedem ce pedeapsă primim sau nu? Dar dacă fac cu tare lucru, ce pedeapsă primesc de la biserică? Acum vreau să fac o paranteză, dacă primește pedeapsa sau dacă este pedepsit, tot noi suntem de vină că l-a pedepsit, nu el. Dar gândiți-vă cât de ușor discută oamenii relația și viața lor. Adică, care e problema? Problema este că trebuie să fii pedepsit? Asta e problema ta? Sau problema că ai o problemă, adică ai un păcat?
Nu e problema care e o problemă. Întrebarea este ce primesc dacă fac cu tare lucru. Dragii mei, este un lucru foarte serios să credem că dacă am primit o pedeapsă, eu știu, nu de la biserică sau orice altceva, am rezolvat problema păcatului. Nu. Întotdeauna trebuie să ne întrebăm exact aceeași întrebare. Cum noi care am murit față de păcat am ajuns să trăim în păcat? Pentru că există aici un lucru pe care mulți sau puțini sau unii nu l-au înțeles, care este secretul unei trăiri adevărate. Versetul 3 și 4 spune așa, că noi, și vreau să fac o sinteză acestor două versete, cu noi s-au întâmplat trei lucruri. Spune acolo, noi am murit împreună cu Hristos, sau am fost răstigniți împreună cu Hristos, același lucru, am fost îngropați împreună cu El și am fost înviați împreună cu El la o viață nouă. Când aceste trei lucruri se întâmplă în viața noastră, dragii mei, n-avem cum să trăim așa cum credem noi că putem sau vrem să trăim. N-avem cum. Pentru că aici este secretul. Dacă vrem să vorbim despre singurul fel uman de a trăi o viață desăvârșită în Hristos, este doar trăind viața Lui în noi. Nu există altă opțiune. Oricâte lucruri ai face, în biserica ortodoxă spune, ok, trebuie să faci cu tare, să citești cu tare, să faci rugăciunea cu tare, te duci acasă și vii săptămâna viitoare, să vedem dacă s-a întâmplat ceva. Dragii mei, secretul nu este acesta. Secretul este ce spune aici Apostolul Pavel. Singura modalitate să trăim o viață așa cum vrea Hristos, este să trăim o viață în și cu Hristos. Este singura cale. Și oamenii spun, da, dar înțeleg lucrul acesta și asta vreau să fac, dar nu știu cum se face că n-ajung acolo. Știți de ce? Pentru că există doar o singură cale ca să se întâmple lucrul acesta. Și această cale este moartea împreună cu Hristos. Există în Scriptură și vorbim despre Împărăția lui Hristos câteva lucruri unice care nu se întâmplă nicăieri altundeva și teologii le numesc paradoxuri. Unul dintre paradoxurile acestei Împărăția lui Hristos este exact lucrul acesta. Să mori ca să poți să trăiești. Să mori ca apoi să trăiești. Au încercat oamenii de-a lungul vremurilor să trăiască ca și Hristos și n-au reușit. Au încercat să-și îmbunătățească nivelul spiritual și n-au reușit. Au încercat să facă tot ceea ce le-a trecut prin mintea lor și prin înțelepciunea lor și n-au reușit pentru că n-au înțeles că singura modalitate, singurul mod ca să trăim ca și Hristos este să murim împreună cu El și apoi să înviem împreună cu El la o viață nouă. Și mulți se vor întreba, dar de ce? Dar de ce nu se poate altfel? Dați-mi voi în această seară, în câteva gânduri, să vă spun de ce moartea împreună cu Hristos este singura cale posibilă să trăim o viață împreună cu Hristos, o viață pe care Dumnezeu o vrea. De ce? De ce nu se poate altfel? Pentru că e adevărat, în viața aceasta fizică avem multe începuturi. Începi o școală și simți că nu poți să o duci și o lași. Și începe altceva. Începi un business și nu-ți merge, pentru că așa se întâmplă lucrurile. Și spui, ok, nu merge, fac altceva. Nu? Te muți într-un loc, te muți în Canada și spui, nu știu dacă a fost o soluție bună sau nu. Nu merge, ceva nu funcționează. Mă mut în altă parte. Pentru că viața noastră fizică de aici are o serie de începuturi. Și nu merge ceva, stai și te gândești și spui, îmi pare rău, am încercat, nu merge. Iei ceva din trecut, înveți din trecut ca să nu faci aceeași greșeli în viitor. Vreau să vă spun ceva, în viața spirituală nu se poate face așa ceva. În viața spirituală nu există un nou început.
Adică trebuie să înțelegem ce înseamnă o viață spirituală. De ce nu se poate un nou început? De ce nu se poate să spui, păi, am încercat, dar nu se poate, vreau să încerc altfel. Nu se poate. Nu se poate. Și am să vă explic de ce. Pentru ca să nu mergeți acasă, eu știu, cu mintea încălcită să nu înțelegeți. Pentru că există povara trecutului. Pentru că există povara trecutului. Atunci când omul a păcătuit, Adam a păcătuit, noi ne-am născut în păcat, în natura noastră păcătoasă. Și păcatul pe care l-am făcut până în momentul în care ne-am întâlnit cu Hristos, el rămâne. Eu nu pot să spun, ok, acum vreau să încep altceva, vreau să încerc altceva, nu se poate. Pentru că, dragii mei, nu există soluție pentru noi îngroparea trecutului. Diavolul, care este vrășmașul nostru, nu-i de acord. El nu-i de acord. El spune, pentru fiecare lucru trebuie să existe plată. Pentru fiecare păcat pe care l-ai făcut, există plată. Să nu uitați, caracterul nostru de oameni este știrbit cu fiecare păcat pe care îl facem. Noi spunem, oh, am făcut, Doamne, iartă-mă. Și sunt iertat și mă duc mai departe. Vreau să spun ceva în această seară pentru noi toți. Caracterul nostru de oameni este pătat în momentul în care am făcut un păcat. Este pătat. De asemenea, noi trebuie să înțelegem că reputația pe care noi am dobândit-o de la Hristos, care ne-a mântuit, pentru că asta a fost până la urmă soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mântuit prin Hristos. El a murit pentru păcatele noastre, a plătit pentru fredegele noastre, Dumnezeu ne-a acceptat ca și răscumpărația Lui și ne-a dat o reputație. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi nu suntem orice fel de credincioși. Noi nu suntem pe lângă alții credincioși și noi un fel de credincioși. Noi suntem copiii Dumnezeului, Cerului și al Pământului. Avem o reputație. Și fiecare păcat pătrează reputația noastră. Și mai mult decât atât, există durerea aceasta a amintirii, pentru că vrem, nu vrem, diavolul ne aduce aminte. Și atunci, revin la ceea ce spuneam, singura modalitate prin care noi putem să rezolvăm această problemă a noastră, care ține de caracterul nostru, de reputația noastră și de amintirile noastre, este să murim împreună cu Hristos. Moartea este cea care șterge tot ce a fost pătat în caracterul nostru, tot ce a fost pătat în reputația noastră și amintirile noastre, și moartea aceasta împreună cu Hristos de fapt definitivează trecutul nostru și ne pregătește pentru viitor. Vreau să înțelegem cât de important este lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, nu se spune să murim în Hristos. Nu spune să murim în Hristos. Spune să murim cu Hristos. Fiți foarte atenți la lucrul acesta. Pentru că nu există o imitare aici. Noi vrem să fim și noi niște Hristoși. Și încercăm să-L imităm pe Hristos. Aici nu este vorba despre imitare. Aici este vorba despre despre o conformitate a noastră în identitatea noastră cu Hristos. Noi am fost acolo împreună cu El și trebuie să murim împreună cu Hristos. Cei mai mulți oameni credincioși care sunt în biserică și ani de zile au trăit aici în biserică și au ascultat predici și ajung la un moment dat să discuți cu ei și întreabă, dar cum ai înțeles tu până acum toată relația asta cu Hristos? Păi asta am înțeles. Să mă botez, să închei legământ cu Domnul, să vin la biserică, să-mi fac partea mea vis-a-vis de toate celelalte lucruri și să încerc să fiu ca și Hristos. Întrebarea noastră, întrebarea mea este pentru noi, oare așa am înțeles noi toți sau poate că... De ce spune Pavel aici, este foarte important. Noi trebuie să murim împreună cu Hristos. Asta e secretul. Să murim împreună cu Hristos. Pentru că atunci când mori împreună cu Hristos sau ești mort împreună cu Hristos, înseamnă că tu urăști păcatul și urăști prezența păcatului.
Tu nu mai vrei să te întorci la păcat. Tu nu mai vrei să trăiești în aceeași viață pe care ai avut-o înainte. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, moartea împreună cu Hristos, atunci există încă acele resentimente și gânduri și lucruri, pentru că există un loc, există o statură și există o lucrare pe care n-ai cum să o trăiești ca și viață cu Hristos, dacă nu mori împreună cu Hristos. Să știți că Pavel n-a scris aceste lucruri doar ca să aibă așa o teologie mai elevată. Astea sunt lucruri adevărate. Lucruri adevărate. Și dacă în această seară cineva încă are probleme cu ceea ce înseamnă lupta lui cu firea pământească, Pavel ne îndeamnă, noi trebuie să ne întoarcem la început. Începutul acela înseamnă să murim împreună cu Hristos. Pentru că nu avem cum să trăim o viață împreună cu Hristos dacă nu murim întâi. N-avem cum să lăsăm pe Hristos să trăiască în viața noastră dacă n-am murit prima dată față de lumea aceasta. Față de tot ce a fost trecutul nostru. Pentru că a fi mort față de păcat înseamnă că atmosfera aceea păcatului în care ai trăit înainte pur și simplu te face să te simți tulburat. Adică trăiești într-un mediu infect. Vi se întâmplă atunci când stați în mijlocul oamenilor, la lucru, sau eu știu, la școală, sau vecini, sau oricine ar fi. Și auzi cum vorbesc, și auzi ce povești au. Ți se întâmplă ca să simți așa o asuprire a Duhului tău și a sufletului tău? Asta înseamnă să fii răstignit față de păcat, să urăști păcatul, să fii mort față de păcat. Dacă, gândiți-vă la un exemplu. Oamenii bolnavi, te duci la un om bolnav și el săracul stă pe pat, are o boală a lui, îi duci de mâncare și pui ceva care miroase frumos, e făcut ceva special și te uiți la el și spune, ia uite aici, pare rău, nici nu pot să stau în prezența mâncării. Sigur, asta nu te ofensează, pentru că înțelegi. Dar dă-i la un om sănătos o mâncare bună, care miroase frumos și spune, adă-o încoace, numai atât, vreau mai mult. Asta înseamnă să trăiești cu Hristos și asta înseamnă să fii mort față de păcat. Când lucrurile acelea din lume îți creează acea repulsie, pur și simplu sufletul tău suferă ca și al lui Iov când era în Sodoma și Gomora. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, dragul meu, înseamnă că n-ai murit față de păcat. N-ai murit împreună cu Hristos și n-ai cum să trăiești o viață împreună cu Hristos. De aceea, moartea împreună cu Hristos este singura cale ca noi apoi să putem să trăim o viață împreună cu El. Dar ce înseamnă o viață împreună cu Hristos? Mulți oameni se vor întreba, ce înseamnă neapărat sau ce înțelegem noi prin o viață trăită împreună cu Hristos? Este foarte simplu. Nu există și nu e nevoie de foarte multe explicații. Întrebarea este cum a trăit Hristos. A trăit o viață sfântă, așa-i? Bine, dați-mi voie să vă spun că sfințenia este practic viața bisericii. Sfințenia este cea care dă viață bisericii. Sfințenia este cea care face ca biserica să fie un corp viu. Este viața bisericii. Dacă în viața noastră, dacă în biserică nu există sfințenie, atunci biserica nu este biserică. Putem să o numim noi cum vrem. Dați-mi voi să vă dau un exemplu practic. Mi-aduc aminte pe vremea când eram în România, pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea comuniștilor, când Ceaușescu merea într-o vizită, totul trebuia să fie perfect. Și se aduceau, îmi spunea părinții, îmi spunea socrul meu care lucra la vremea aceea undeva la CAP, îmi spunea, aducea vacile cele mai frumoase din alte parte, le punea în drumul lui. Până și copacii sau pomii trebuiau să fie toți cu fructe și agățeau pere cu ața în copaci ca să arate că au fructe. Și mere. Vreau să vă întreb ceva. Dacă la un pom îi adaugi frunze, le pui tu, îi pomul ăla viu? Nu.
Dacă eu știu la un om care are o disability, cum spunem noi, n-are o mână, și ia da, o știu, îi pune, am văzut proteze care le pune, arată ca și cum ar fi, dar nu-i. Îi lipsește ceva. Dragii mei, de aceea viața cu Hristos este importantă pentru noi. Pentru că vorbim despre sfințenia și sfințenia noi o primim printre altele, pentru că primim și prin alte modalități. O primim prin Hristos, de la Hristos. Și sfințenia este viața bisericii. Este mijlocul, este, dacă vreți, metoda, agentul. Pentru că sfințenia provoacă noi să trăim o viață care să-L cinstească pe Dumnezeu. Și atunci, ecuația e foarte simplă. Ecuația e foarte simplă. Vrei să ne iubească Dumnezeu, cum spunea acolo în Psalmul 4? Atunci, trebuie să trecem prin această etapă, să murim împreună cu Hristos, să murim față de păcat. Trebuie neapărat. Și apoi să trăim o viață împreună cu Hristos. Neapărat. Dar mă veți întreba, frate, dar cum să facem lucrul acesta? Sigur, există multe modalități. În această seară, scurt, în 7 minute, vreau să vă dau 3 modalități prin care noi putem să murim față de păcat ca să putem să trăim împreună cu Hristos. Și primul lucru pe care îl găsim în Scriptură și în versetul 8 este acesta. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom trăi împreună cu El dacă ne vom răstigni firea noastră pământească. Fraților, cu firea pământească, cum spunea cineva în România așa foarte plastic, nu trebuie să te porți ca și cu un mielușel. Trebuie să te porți ca și cu un bizon. Adică trebuie să existe o luptă. Firea pământească nu e ușor de controlat. Firea pământească nu e ușor de anihilat. Firea pământească nu e ușor de comandat. Spune Apostolul Pavel că există o luptă între fire și duh. Dar ceea ce ne spune Sfânta Scriptură este că noi trebuie să răstignim firea noastră pământească. Auziți ce spune Pavel, Roman 13:14. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească. Unii oameni se întreabă, frate Dan, dar cum să o răstignesc? Am încercat. E scris aici, simplu, nu-i purta de grijă. Nu o pune pe tronul inimii tale. Nu-i face poftele. Nu-i împlini dorințele. Nu lăsa ca dorințele ei să se împlinească în fapte. Nu purta de grijă firii pământești. Ăsta este lucrul pe care trebuie să-l facem. Dacă vrem să fim morți față de păcat, ca să trăim o viață împreună cu Hristos. Dacă nu facem lucru, ne jucăm așa de a vața ascunselea cu firea pământească, întotdeauna firea pământească câștigă. Dar dacă nu-i purtăm grija, dacă o răstignim, după expresia aceasta lui Pavel, atunci înseamnă că noi învingem toate dispozițiile și toate intențiile și toate dorințele, renunțăm la tot ceea ce firea ne îndeamnă și în felul acesta, de fapt, noi biruim. La un moment dat spunea cineva foarte simplu în Isaia, capitolul 1, versetul 16-17, care îl citea fratele Alex, spunea că noi trebuie să încetăm să mai facem răul. Să încetăm, este o poruncă, încetați să mai faceți răul. Și apoi ce să facem? Să începem să facem binele. Frați și surori, noi ne putem verifica dacă ne-am răstignit firea pământească, dacă am încetat să facem răul. Dacă începem să facem binele din ce în ce mai mult. Se spune aici că noi trebuie să ne verificăm. Cât am evoluat noi în 5 ani de zile, într-o lună, în 10 ani de zile? Cât am evoluat noi? Cât de mult am încetat să facem răul pentru ca să facem binele? Pentru că asta înseamnă să ne răstignim firea pământească. Vrem să murim față de păcat? Răstignește-ți firea pământească. Ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Și apoi noi ne silim. Este o bătălie pe viață și pe moarte. Și mă rog Dumnezeu să ne dea izbândă. 2. Există un alt lucru pe care trebuie să-l facem și este ca o rugăciune. Ca să putem să fim morți față de păcat și să trăim pentru Hristos. Să spunem, Doamne, umple Tu cu Duhul Tău cel Sfânt. Aș putea să vorbesc despre ce înseamnă Duhul Sfânt o oră de aici înainte, dar nu intenționez, poate cu o altă ocazie.
Dar vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă trăirea noastră ca și credincioși, găsim printre altele în Duhul Sfânt. Nu vorbim noi despre Duhul Sfânt, că El este Cel care este mângăitor pentru noi? Nu vorbim despre Duhul Sfânt, că El este puterea care vine de la Dumnezeu ca să ne ajute? Nu vorbim noi despre Duhul Sfânt, că El este înțelepciune și revelație? Nu vorbim noi despre Duhul Sfânt, că este Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată? Și noi vorbim despre Duhul Sfânt doar la nivelul de așa minim, să ne boteze Domnul cu Duhul Sfânt, să avem și noi vorbiri în alte limbi și apoi să vedem ce se va întâmpla. Dragii mei, frați și surori, este un lucru foarte bun lucru acesta vis-a-vis de slujire, dar vis-a-vis de trăirea noastră, Duhul Sfânt este Cel care ne poate ajuta să rupem lanțul acesta al păcatului și să trăim pentru Hristos. Haideți să avem această rugăciune. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Vreau ca Tu să-mi dai putere să lupt împotriva păcatului. Vreau ca Tu să-mi dai putere să fiu un om înțelept, să știu să aleg întotdeauna lucrurile bune și așa mai departe. Și mă rog, Dumnezeu, bazat pe dorința noastră și pe nevoia noastră, să ne umple cu adevărat cu Duhul Sfânt. Și al treilea rând, este un alt lucru important. Și acesta poate să fie o rugăciune. Și lucrul acesta este, Doamne, pune-ne la dispoziția Ta. Fă să fiu un om disponibil întotdeauna. Știți care este cea mai mare problemă pentru oamenii care nu reușesc să crească spiritual? Își umplu timpul cu ce n-ar trebui. Eu nu vreau să vorbesc despre nimic altceva. Că dacă vorbesc despre Facebook, cineva se va supăra. Dacă vorbesc despre nu știu ce, nu vorbesc. Vreau să vorbesc doar despre lucruri foarte simple. Atunci când viața noastră va fi disponibilă 100% pentru Domnul, se va vedea în noi o moarte față de păcat și o trăire pentru Hristos. Dar dacă timpul nostru liber îl folosim pentru altceva, bine spunea la un moment dat un om al lui Dumnezeu, El ne-a creat pentru ca să împlinim planul lui Dumnezeu. Și cea mai mare abilitate a noastră ca și credincioși este disponibilitatea. Disponibilitatea să faci lucruri bune. În timpul nostru liber, dragii mei, aici este marea problemă. Ce facem în timpul nostru liber? Am răsfoit repede Biblia ca să ne mai rămână timp. Ne-am rugat repede ca să ne mai rămână timp. Pentru ce? Ca să citim mai mult din Biblie? Ca să ne rugăm mai mult? Vreau să înțelegem că lucrul acesta este foarte important. Disponibilitatea noastră pentru Dumnezeu. Mă rog în această seară Dumnezeu să ne facă niște oameni disponibili. Frați și surori, nu trebuie să ne împingă nimeni. Nu trebuie să ne oblige nimeni. Nu trebuie să ne spună nimeni de 10 ori, de 100 de ori. Noi trebuie să înțelegem, dacă vrem să murim față de păcat și să trăim pentru Hristos, trebuie să fim disponibili pentru Dumnezeu 100%. Vorbește, Doamne, spunea la un moment dat Samuel, căci robul Tău ascultă. Doamne, vrem să fim disponibili pentru Tine. Dumnezeu ne va călăuzi în multe lucruri pe care trebuie să le facem, ca să putem să folosim timpul nostru la maxim. Și în felul acesta, viața noastră va fi o viață pe care Dumnezeu se va uita la ea cu plăcere, sau la care se va uita cu plăcere. Și va spune Dumnezeu despre noi, cum spunea aici în psalmul acesta David, Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Îi mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu mă iubește. Dar aș vrea ca Dumnezeu să mă iubească și pentru că trăiesc mai frumos pentru El. Ca Dumnezeu să mă iubească și pentru că slujesc mai mult. Și pentru că las ca cuvântul Lui și Duhul Sfânt și toate celelalte resurse să lucreze în mine pentru ca să ajung la starea aceea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Vreți lucrul acesta? Haideți să ne ridicăm în picioare.